Bun găsi prieteni. Bun găsi și voi dușmanilor, băi, puricilor, câini plini de purici ce sunteți. Uh, da. Uh, da, se vorbește mult și se vorbește despre un nou curent criticat, criticabil, uh, descos în afara legii, eventual pe nume Oadă Bautism. Prieteni, eu vă iubesc pe voi toți oate bautiștii. Eu însum sunt oate bautist, pentru că eu înțeleg ceea ce voi nu înțelegeți. Eu văd lucrurile în perspectivă. Crimele lui Putin în Ucraina? În Ucraina? What about crimele americane în Irak? What about crimele americane în Afganistan? What about crimele americane în Libia? What about crimele americane în Sudan? What about crimele americane în Somalia? What about crimele americane în Iugoslavia? What about crimele saudite în Yemen? What about crimele israeliene în Gaza? Ha, <laughs> Vedeți? Eu câștig, eu am mai multe de scos în evidență decât voi. Eu câștig orice dezbatere, orice dezbatere sunteți valeți în fața mea, sunteți muți, sunteți cusuți la gură în fața mea, în orice dezbatere. Eu câștig pentru că eu am mai multe de scos în evidență. Eu pot să evidențiez mai multe crime decât evidențiați voi. Dar atenție, mie nu-mi place ca o ăsta să fie folosit împotriva mea. Deci eu pot să folosesc o împotriva voastră, dar voi nu aveți dreptul, că nu vă dau eu dreptul să folosiți o împotriva mea. M-ați înțeles? Eu pot să vorbesc despre crimele voastre cât vreau. eu pot să fac conferință pe județ despre crimele voastre. Voi nu aveți dreptul să sufrați despre crimele noastre, care ale comuniște, că crimele noastre au fost acte de justiție. Da? Frate, Piteștiu, act de justiție. Aiud, act de justiție. Sighet, act de justiție. Râmnicu Sărat, act de justiție. Acolo au fost pedepsiți criminali, liberali, țărani și legionari de către îngeri ai luminii, precum Nicolski, îngera luminii de o statură gigantică precum Vișinescu, înger al luminii de o, statură, de o statuie gigantică, precum Ficior, înger al luminii de o statură gigantică. Păi n-aveți bă voi să vă dreptul să vorbiți despre ăștia, că ăștia sunt giganți, sunt în slujba poporului. Deci, să rezum foarte simplu, foarte pe scurt, uciderile bune sunt alea în care poporul își pedepsește dușmanii. Uciderile rele sunt alea în care capitalismul omoară, victime, omoară oameni nevinovați, fiindcă victimele capitalismului, prin definiție, sunt oameni nevinovați. Deoarece capitaliștii, prin definiție, fiind oameni vinovați, victimele lor, prin definiție, sunt oameni nevinovați. Și da, ce faceți, băi? Vreți să mă dați în judecată? Mie nu mi-e frică, eu pot să spun aceste cuvinte și în fața parchetului. Mie nu mi-e, eu nu -mi dau doi bani pe parchet, nu dau doi bani pe justiție, nu dau doi bani pe procuratură, eu am justiția mea. Nu dau doi bani pe asociația deținuților politici. Nu dau doi bani pe asociația victimelor mineriadelor. Eu scuip pe victimele comunismului și scuip pe victimele mineriadelor. Să trăiți v-am pupat. O să vă fac o surpriză în zilele, în zilele următoare.